Bună seara, sunt Soada Carpuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Centrul capitalei arătat astăzi ca o vinărie în aer liber. Veniți din toată țara, oamenii au sărbătorit ziua vinului cu dansuri și chiote, iar oficialii s-au perindat pe la tarabe și au ținut discursuri. Călătoria cu taxiul s-a scumpit cu aproape 3 lei pentru un kilometru, ce spun șoferii și pasagerii despre majorarea tarifului, aflați în jurnal. Moldovenii cu cetățenie română pot vota astăzi și mâine la referendumul de modificare a Constituției României privind redefinirea familiei. În țară sunt deschise 35 de secții. Renumita soprană spaniolă Montserrat Caballé a murit în această dimineață la un spital din Barcelona la vârsta de 85 de ani. Sus paharul a răsunat astăzi în piața Marii Adunări Naționale, unde s-a dat startul sărbătorii vinului. Oficialii au făcut turul standurilor amenajate în centrul capitalei, dar mai mult cu văzutul. Premierul a ciocnit doar pahare, iar proaspătul ministru al agriculturii a băut de ziua vinului divin. Sărbătoarea a început cu un dans popular. În fața oficialilor, dansatorii s-au prins în horă. Ulterior, Pavel Filip, însoțit de proaspătul ministru al agriculturii, dar și de alți oaspeți, a urcat pe scena din piața Marii Adunări Naționale. Vinurile noastre se regăsesc nu numai în piața Uniunii Europene, dar și în piețele din Statele Unite, Japonia. Și eu sunt sigur că și concetățenii noștri din diaspora, atunci când văd o sticlă de vin moldovenesc în țara unde locuiesc, se mândresc și văd acolo poate o parte din ceea ce au lăsat acasă. În acest an se estimează o recoltă bună de producție viticolă de peste 660.000 de tone, în care vor fi direcționați la producerea peste 23 de milioane de calitri de vin. De pe scenă, aceștia au urmărit parada vinificatorilor. Apoi, demnitarii și-au făcut loc prin mulțime. Și au mers printre tarabele cu băutură. La primul stand, Filip doar a ciocnit paharul fără să guste vinul. Domnule Filip, nu-l gustați? Iar ministrul Ciubuc i-a urmat exemplul. Același lucru s-a întâmplat și la al doilea stand vizitat de oficiali. Noi dacă vom gusta de peste tot astăzi, știu că aveți vine. Domnule Filip, de ce nu ați gustat vinul? Am gustat vinul. Voi nu ați văzut, nu ați... Am fost mereu aproape. Nu ați reușit. De la vin s-a trecut la divin, însă și aici Pavel Filip a fost doar cu văzutul. Arcadie, prezident, ce-a zis? De ce nu servi? La bucurie, foarte bun. Domnul ministru, cum a fost coniac de ziua vinului? Din suflet, din sufletul Moldovei. În schimb, ministrul și-a sortat cravata ca de sărbătoare. Vinul roșu este undeva o asociere cu ceea ce sărbătorim astăzi. Nu m-am văzut să serviți vin. În continuare vom servi. Două zile avem ocazia și posibilitatea de a ne socializa și a servi vinuri din sufletul Moldovei. Ziua vinului este la 17-a ediție. Vinuri selecte, bucate tradiționale, mult chef și voie bună, de asta au avut parte oaspeții veniți să sărbătorească în centrul capitalei. 60 de vinificatori și-au expus cele mai bune licori, așa că mai toți vizitatorii au golit pahar după pahar. Piața Marii Adunări Naționale a fost astăzi neîncăpătoare. Mii de oameni au venit și l-au sărbătorit pe Bahus. Păcăruțu-i ca un pești din curiță, să-i lichești. Păcăruțu-i ca un pești din curiță.
curat? Nu știu. Din dorința de a turna mai repede în pahare, acești tineri din Comrat au avut parte de ghinion. Cei mai în vârstă spun însă că au venit mai mult cu văzutul, pentru că 20 lei paharul, cam scump. Nu am gustat de fel, pentru că ne uităm. Iată, mi-au turnat mie. Dar și iau și nică nu au turnat. Puțin v-au turnat. Absolut nică. În schimb, turiștii prezenți la sărbătoare nu au lăsat paharele din mâini. Acest tânăr din Statele Unite a gustat pentru prima dată tulburelul și spune că a rămas impresionat de petrecere. The wine is great, you know, it's one of the best things I've seen so far in Moldova. La mulți. Iar pentru oaspeții din Rusia a devenit o tradiție ca de ziua vinului să vină în Moldova. Vino хорошее. Это уже 10-я бутылка. Полтора литровая. Вкусно? Очень. Супер. Каждый год прилетаем 6 октября. Ну, 5-го прилетаем, завтра улетим. Что заберете с собой? Красные, белые. Нас депортируют, наверное, с российской таможни. Почему? На вина уже взяли с собой. Iar după ce au dat mai multe pahare de vin peste cap, oamenii s-au prins în dans. Câți ani aveți? 69. 69. Au învățat să danseze hora și turiștii din China, Ucraina sau Danemarca. Девушке нравится, и вино нравится, и вообще весь праздник нравится. И танцы нравятся. Really like it. Yeah, we are so lucky. We have this big party today. La un pahar de vin și bucatele au fost la mare căutare, așa că bucătarii s-au străduit să le facă pe plac celor mai pretențioși clienți. Avem coset de porc, carne la grătar, legume la grătar. Da, și chică, tot bem. Tot bem și tot mâncăm. Ne place bunul, bă, da prost. A cât ai sticlă? Văd că două deja sunt goale. Nu mă să... Nu, aici le-am găsit aici. Nu, noi nu bem de astea, noi ca șampanică. Unii aveau altă ocupație, să învețe de la somelier profesioniști cum să bea corect un pahar cu vin. Așa e, așa e, așa e, așa e. Ce aromă, aromă. O aromă de prune uscate. Acasă tot rotiți paharul de câteva ori? Nu, acasă nu uitim. Când se sete, când se sete nu-l mai rotești. Deodată îl bem. Dar aici, deoarece doamna ne-a spus că de ce proprietăți dispune acest vin, L-am rotit și acum m-am convins că trebuie și acasă să rotesc. Iar la câțiva metri, cei mai curioși analizau componența vinului. Noi introducem câteva mililitri de vin. Așa. Și pornim aparatul în funcție. Nu ne arată monitor zahăr. Avem 2,36 gram pe litru. Acidul total 3,37. pH-ul 4,08. Ajută la cei că dacă în laborator metoda clasică, lucrul ăsta trebuie să-l efectueze mai multe persoane, dar aparatul în timp de 2-3 minute, în timp rapid, nouă ni arată toți parametrii vinului. În acest an, 60 de vinificatori și-au expus cele mai alese băuturi. Fiecare producător a încercat să impresioneze prin standurile inedite, prin multitudinea de sticle și butoaie de vin. Astăzi avem expuse peste 50 de tipuri de vin. Avem recoltă, vinuri cu recolta începând din anul 2011, ceea ce ar însemna că în acest an ele împlinesc în jur de 7 ani. Sunt vinuri maturate în baricuri de sejar timp de 3 ani, iar apoi sunt maturate în sticlă. Ziua vinului se va încheia mâine. S-a băut mult vin și s-au ciocnit pahare la vinăriile din țară. Acolo turiștii au făcut o tură prin beciuri, iar apoi au fost invitați la degustație. Oamenii au rămas impresionați mai ales de colecțiile de băuturi alese ale președinților de stat, precum Vladimir Putin sau Alexander Lukashenko. A
Aduși cu autocarul de la sărbătoarea din centrul capitalei, vizitatorii au făcut o excursie în beciurile cu mii de sticle de vin. Aici, printre galeriile infinite, turiștii au ascultat istoria vinului moldovenesc. Prima noastră stație, care a fost numită Dionis, Butoaie, cele mai mici baricule, un pic mai mari, 500 de litri. Vom observa diferite vinuri care au participat la concursuri mondiale și... Oamenii spun că s-au obținut cu greu să nu atingă unele sticle prăfuite care se păstrează de decenii. E superb, n-am mai vizitat niciodată. Foarte mult, nu mă așteptam să văd așa ceva. Când să mergi să casi cu o sticlă de colecție? Nu, o să cumpăr, că nu pot să o iau. Intenția puțin așa, mă. Splendid, splendid. Frumos, ceva unic. Turiștii au putut număra cine dintre președinți este cel mai bogat în sticle de vin păstrate în beciurile din Moldova. Cui colecție v-a impresionat cel mai mult? Al Băsescu, da. E cea mai numeroasă. Vladimir Putin. Care e colecția dumneavoastră? 275, caza. 275. În total sunt 1000. A luat ceva din ele? Sigur, bineînțeles. Președintele țării are cumva și el aici păstrează? Păcate, nu. După tura din beciuri, turiștii au fost invitați la o degustație de vinuri care pentru unii s-a dovedit a fi cea mai plăcută parte a excursiei. Super! Viv la Moldova! We're from Poland. Very nice. We are for the first time in Chișinău and it is a very super place to... I'm now a champagne, a sparkling wine. Very, very good. Ce ați degustat? Un par de vinaș și unul roșu. Atât. Urmează în continuare să vedem ce mai primim. Botor de vin și în România îmi cumpăr chiar vinul moldovenesc și chiar sunt foarte mulțumit de calitatea lor. Face o distanță mai mare între grupuri și se poate degusta cu adevărat vinul. Aici e mai mult comercial decât... Apoi petrecerea a continuat în curtea vinăriei, unde a răsunat muzica, iar frigăruii au sfârșit pe grătare. Unii au plecat cu pungile pline cu sticle de vin, iar alții au decis să profite de timpul frumos și au măzăbovit pentru a gusta din bucate și a bea câte un păhărel. Avem astăzi în Ucraina. Zi de toamnă frumoasă, plină de bucurii și de vin. Tărui cu vin, cu poamă, cu mus, cu toate. Super, îmi place foarte mult. Și pentru ziua de mâine, vinăriile din țară au pregătit un program special pentru localnici, dar și oaspeți de peste hotare. Obosit să-și piardă timpul în ambuteiaje, un tânăr din capital a găsit soluția cum să le evite. Se deplasează prin oraș pe un monociclu electric, iar astfel economisește și bani. Nu merge pe carosabil, ci de rând cu pietonii, așa că de multe ori îi vine greu din cauza trotuarelor pline de gropi. Cât timp i-a luat să învețe să conducă roata cu divăcii, aflați la știri. Călătoria cu taxiul s-a scumpit. Firmele care activează în domeniu au majorat pe rând tarifele. Atât pasagerii cât și șoferii spun că îi nemulțumește această situație, dar nu au încotro. Startul mașinii simte 25 de lei fiecare kilometru cu 2,85. Șoferii spun că tarifele au fost majorate acum 2 săptămâni. Nu, для меня это ненормально, потому что премьер-министр сказал, что 10 тысяч подоходный налог до 10 тысяч. Подоходный налог 500 лей. А он забыл про один маленький, но очень существенный нюанс, который называется пенсионный фонд. Medicinska strahovka. Eugen spune că mai mulți colegi de-ai săi au renunțat să lucreze în domeniu, susținând că în ultima perioadă nu reușeau să agonisească decât în jur de 100 de lei pe zi. Они это сделали для того, чтобы лишние люди подумали отсюда уехать. Ну как можно поднять те или иные расценки, когда в данный момент люди живут ниже уровня нормальной жизни? Șoferii povestesc că nu toate companiile au majorat tarifele, dar că cele care nu au făcut schimbarea o vor face săptămâna viitoare. Acest lucru poate fi văzut și pe abțibildurile de pe uși. La unele mașini sunt afișate tarifele noi, iar la altele cele vechi. La noi încă nu e așa. Am auzit că s-au ridicat sigelul pe mașini, că nu sunt mașini. Și așteaptă câte 30-45 de minute. Călătorii recunosc că îi uimesc prețurile din ultima vreme. Unii spun că s-au obișnuit cu anumite prețuri, acum au apărut altele. De primer, da, Pancoma, studențescă. То 27 лей, там еще где-то 10 лей ты платишь за проехать. Ну, это дикость по мне. Они не совсем согласны с ценами, потому что раньше ну, было чуть по-другому, и все люди привыкли к этому. И сейчас как бы к изменениям привыкать тяжело.
Pentru mulți, tarifele la călătoria cu taxiul au fost și sunt în continuare atât de mari încât nu și-au permis niciodată să cheme o mașină la scară și nici nu o vor face, chiar dacă ar avea mare nevoie. Мне не позволяет пенсия ездить на такси. Давно, уже не помню, когда я ездила. Денег нет, вот на маршрутку жду, 162-ю. Пум, такси, смержим, так и из пум. Когда ты мара отмерз такси? Ой, ну, це минти. Sigur că e scump, pentru salariile noastre foarte scump. Șoferii spun că tariful de pornire, atât cel de noapte, cât și cel de zi, a crescut cu 2 lei, iar pentru fiecare kilometru parcurs veți plăti 2,85 lei de bani în loc de 2,40 lei, cât era până acum. Nu am reușit să găsim administratorii firmelor de taxi ca să aflăm de ce a fost nevoie de scumpire. Bonurile de plată și aparatele de casă în taximetre au apărut acum câteva luni după ce premierul Pavel Filip a cerut să fie luate măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de taxi. Este referendum în România privind modificarea Constituției. Dacă plebiscitul va fi validat, atunci noțiunea de familie va fi redefinită în căsătorie dintre un bărbat și o femeie și nu între soți, cum era până acum. Pentru că acest lucru să se întâmple, este nevoie ca 30% din numărul total de alegători să vină la urne. Până la ora 16, însă, s-a înregistrat o prezență la vot de doar 4%. Printre primii care s-au prezentat la secțiile de vot au fost oficialii. Am votat pentru valorile în care eu cred. Eu cred că e momentul să decidem noi ce societate și ce țară vrem să avem și cum vrem să trăim în țara noastră. Și dumneavoastră ați avut parte de un incident neplăcut? Au refuzat două persoane să dea mâna cu noastră? V-au spus ceva în comitet? 7 ani de acasă. La fel i s-a întâmplat și fostului președinte al României, Traian Băsescu, când a încercat să se salute cu membrii comisiei din secția de vot, unul dintre ei l-a ignorat. Ce arată că și comisia e politizată, probabil era un PSD-ist înrăit. Pentru modificarea în forma pe care a făcut-o Parlamentul României. Cei care s-au prezentat la urne au spus că susțin ideea unei căsătorii dintre un bărbat și o femeie. Am votat pentru o normalitate. Pentru referendum au fost deschise peste 18.000 de secții de votare, între care 378 în străinătate. Cetățenii se pot prezenta la urne de la 7 dimineața până la ora 21. Sunt peste 18 milioane de români cu drept de vot. Pentru ca plebiscitul să fie validat, este nevoie de o prezență de 30% din numărul total de alegători și nu 50% cum era până acum. Referendumul se va desfășura și mâine. Și moldovenii cu cetățenie română sunt așteptați astăzi la cele 35 de secții de votare deschise în țară pentru a participa la referendum. Plebiscitul va avea loc și mâine, iar în prima zi puțini oameni au trecut pe la urne. La Chișinău au fost deschise 12 secții. Pentru a-și putea exprima votul, moldovenii cu cetățenie română trebuie să aibă cu ei pașaportul sau buletinul românesc. Una dintre secțiile deschise la Chișinău a fost la Ambasada României. Până la ora 10, acolo s-au prezentat doar 15 alegători. Unii spun că sunt pentru schimbarea Constituției, în ceea ce ține de redefinirea familiei. Schimbarea se referă la menționarea în documentul suprem că familia este uniunea între un bărbat și o femeie și nu între soți, cum este acum. În instanță, când merge vorba despre drepturile copiilor în special, atunci și acest precedente au un impact foarte mare. Pentru a păstra familia dintre bărbat și femeie. Eu, creștini ortodoxi, trebuie să păstrăm tradiția noastră românească. Spune obținerea ceea ce de ani de zile trebuia să fie o claritate. Și la alte secții de votare, cum ar fi cea deschisă la liceul Gheorghe Asachi din capitală, în prima jumătate a zilei a cam bătut vântul. Cred că este o zi de weekend, chiar dacă e sâmbătă. Oamenii în oraș sunt mai leneși, așa, într-un fel, deci ziua este înainte. Unii inconștienți, alții de lehamite, asta e pentru cei care nu sunt căsătoriți. Soții Ștefan și Mihaela Filimon locuiesc de mai mulți ani în România. Fiind în trecere la Chișinău, au venit să-și exprime opinia. Aceștia cred că, chiar dacă unii români vor boicota referendumul, numărul celor care vor ieși la vot va fi suficient de mare. Părerile sunt împărțite, evident că fiecare are drept să aleagă ce face și cum face, dar totuși e important de păstrat valorile umane lăsate la Dumnezeu. Eu cred că până la bun sfârșit fiecare își decide, are dreptul să decidă ce trebuie să fie corect și sunt sigur că va fi majoritatea. În Moldova au fost deschise 35 de secții de votare, dintre care 12 la Chișinău, 2 la Bălți și câte una în fiecare raion. Urnele se vor închide la ora 21, iar mâine vor fi redeschise la ora 7 dimineața.
Unii merg prin oraș pe patru roți, alții, deși mai puțin, pe două, iar Ștefan Popa pe una. În fiecare zi, tânărul se deplasează până la serviciu pe un monociclu electric. E o soluție pe care a găsit-o ca să evite ambuteiajele, merge pe trotuar, se strecoară printre pietoni și în felul acesta economisește timp, dar și bani. Ștefan Popa este programator de profesie. Pe străzile din oraș se deplasează ca pe arena circului, pe o roată. Doar că nu e o roată ca cea pe care o au acrobații, ci una electrică. Controlezi doar prin înclinare corpului în față sau în spate ca să oprești sau să mergi cu spatele dacă vrei. Băi, e mult mai comod decât o bicicletă sau o trotinetă pentru că are în jur de 14 kg, îl iei pur și simplu ca o valiză și îl iei cu tine. Îl pui la încărcat, eventual. Nu se deplasează pe carosabil, ci de rând cu pietonii. Nu este deloc ușor în condițiile în care trotuarele din Chișinău sunt pline de gropi și de nivelări. Adică eu merg pe trotuar și la noi trotuarele sunt mai proaste ca drumurile și se repară mai rar. Cum este, așa mergem. Mai ocolim. Dacă sunt obosit, nu vreau să merg prin găuri, dar dacă așa nivelul de testosteron în sânge mai înalt, încerc să mai sar acolo, să mai fac chestii interesante. Roata electrică e rezistentă și la ploaie, spune tânărul. Acum așteaptă cu nerăbdare să o încerce pe zăpadă. Așa cum mâinile îi sunt libere, este comod să-și țină umbrela. Uneori intră cu monociclul în magazin pentru a-și face cumpărăturile. În mijloc de transport personal, mult mai eficace și mai comod de deplasat prin mulțime, pentru că e manevrabil, ușor de utilizat. Și mâinile sunt liberi. Pot să-mi beau cafeaua dimineață pe drum cât vin, pot să vorbesc la telefon. Înainte ca să-și poată conduce roata cu dibăcie, ca acum, Ștefan a căzut de multe ori de pe ea. E complicat să se echilibre. După asta, când te prinzi cum păstrezi echilibru, ia-i un prieten zdravă și-l ții de umăr și mergeți înainte. Prietenul fuge, dar tu mergi pe roată. Oamenii nu-și ascund mirarea când îl văd cum merge pe o singură roată. Noi este prima oară, mergeam în trolebus și am văzut peste fereastră și m-a intrigat foarte mult, prima dată mai. Îmi pare foarte ingenioasă ideea. E foarte trudno, da. Координация движения, это равновесие, это очень трудно. Это очень сложно. Я смотрела на него вот там на площадке, когда он ездил, да. Am încercat și noi să vedem dacă într-adevăr cu monociclul poți străbate Chișinăul mai repede decât cu mașina, așa că i-am propus o provocare lui Ștefan. Noi cu autoturismul, el cu roata sa, am mers din sectorul centru până la poșta veche pornindu-ne în același timp. El a parcurs cei 6 km în 25 de minute, iar noi, stând la semafoare și ambuteiaje, am ajuns în același punct abia peste 40 de minute. Voci spectaculoase și concurenți talentați au fost aseară la Vocea României. Obtineri și-au asigurat un loc în etapa următoare, iar printre ei este și moldoveanca Eva Timuș. Irina Rimes a apăsat pe buton și a luat-o pe Eva în echipa sa, cum a fost prestația moldovencei, vedeți în câteva minute. Deși l-a semnat, Igor Dodon spune că este împotriva proiectului de lege privind benzinăriile duty-free. Pentru RTR Moldova, șeful statului a spus că va cere abrogarea acestei legi la Curtea Constituțională. Totodată, Dodon afirmă că în documentul pe care și-a pus semnătura nu erau menționate cuvintele duty-free. Potrivit președintelui, dacă legea intră în vigoare, atunci bugetul statului va suferi o pierdere de 1,5 miliarde de lei. Ziarul de gardă scrie că benzinăriile duty-free au devenit lege în urma unui concurs de desfășurat în circumstanțe dubioase, iar anterior opoziția extraparlamentară declara că privește această posibilitate ca pe o favoare făcută de guvernare lui Lanșor. Șomer din cauza unei hârtii, un bărbat din capitală, electrician de profesie, se plânge că nu își poate găsi un loc de lucru pentru că nu are carnetul de muncă, ce ar demonstra că are experiență în domeniu. CNAS anunță că de la anul acest tip de documente va dispărea, iar informația va fi stocată online. Iurie Gania are 57 de ani și a lucrat ca electrician o viață. Acesta se plânge că stă fără ocupație acum din cauza că nu își poate recupera carnetul de muncă de la vechiul angajator. Eu de un an și 4 luni nu mă pot aranja nicăieri. Eu sunt electrician. Și cât demonstrează că ești electrician.
Dar acolo la mine e scris că eu vă spun că 24 de ani și o bună zile am activat în rețelele electrice Chișinău. Bărbatul a obținut niște date de la Casa Națională de Asigurări Sociale, dar acestea nu ar fi suficiente. Asta pentru că ultimele două locuri de muncă au rămas neînregistrate, de vreme ce omul ar fi lucrat neoficial. Eu am scris cerere. Urmă, advocata mi-a spus că asta că scris cererea asta nu înseamnă că e aranjat oficial, trebuie să-ți dai contractul. Cum nu figurează drept angajat la niciun loc de muncă, dar a început să lucreze înainte de 1999 și încă este apt să o facă, bărbatul trebuie acum să se prezinte la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru ca toată informația sa despre experiența acumulată să fie scanată. Este vorba de o nouă procedură anunțată de autorități, întrucât de la 1 ianuarie 2019 vor dispărea carnetele de muncă. De ce anume până în 1999, începând cu 1999, deja toată informația despre perioadele de muncă pentru fiecare angajat se regăsește în sistemul informațional al Casei Naționale. Dumneavoastră, având parola de acces, puteți vizualiza extrasul dumneavoastră din cont real în fiecare lună, să vedeți dacă angajatorul într-adevăr a calculat salariul corect și din acest salariu au fost achitate corect toate contribuțiile sociale. În situația în care se află fără a avea la mână actul care demonstrează activitatea sa de până în 1999, Iurie nu se mai poate prezenta acum la oficiile Centrului de Asigurări Sociale. Dar, spun responsabilii, acesta ar trebui de pe acum să se apuce să meargă la vechii angajatori ca să ia acte doveditoare precum că a muncit în toți acești ani. Asta pentru ca să obțină o indemnizație pe potrivă pentru calcularea pensiei. De altfel, CNAS susține că adună toate aceste acte pentru ca ulterior să aibă toată informația stocată, iar pensiile să fie calculate online. Nu doar șomerii trebuie să prezinte carnetul de muncă, dar și agenții economici, ce au angajați care au lucrat în perioada de până la 1999 și încă nu sunt pensionari. Deocamdată doar 18.000 de întreprinderi din cele 45.000 înregistrate au făcut asta. Termenul limită este luna decembrie. Totuși, nu sunt prevăzute sancțiuni pentru cei care nu se vor conforma. Soarta ți-o construiești singur, o demonstrează o tânără din capitală care s-a născut cu o dizabilitate locomotorie, dar asta nu a împiedicat-o niciodată să-și urmeze visele. Vorbim despre Victoria Boțan. În ciuda mobilității reduse, ea îmbină munca de birou cu sportul și muzica. Nu există nimic imposibil, spune cu certitudine Victoria Boțan, iar limitele ți le creie singur. Așa că zilnic îmbrăcată la patroace, această tânără merge la asociația Motivația, unde încearcă să ajute alte persoane cu dizabilități. Oferim suport persoanelor cu dizabilități aflați în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, în organizație monitorizăm și evaluăm accesibilitatea orașului nostru, da, și în general în toată țara. Societatea noastră nu este pregătită încă să accepte și să integreze persoanele cu dizabilități, iar la centru este depusă o muncă enormă pentru a scăpa de stereotipuri și prejudecăți. Pentru că cel mai important este să-i dăm această undiță, ca persoanele cu dizabilități să fie apte de muncă, să primească o orientare vocațională de calitate. În pofida dizabilității pe care o are, Victoria niciodată nu s-a putut imagina doar muncind la birou. Pasiunea pentru muzică a ajutat-o să descopere o altă latură a sufletului ei. În special cover-ul rock, pentru că sunt pasionată foarte mult de rock rusesc și mă strădui să dau cea mai gustoasă bucățică din mine atunci când ies pe scenă și prezint lucrurile care îmi plac cu adevărat să fac. Îmi place și muzica noastră. Atunci când ești tu și publicul, este o altfel de comunicare. De mai mulți ani colaborează cu diferite trupe și artiști, iar aplauzele celor care o ascultă îi este cea mai mare răsplată. Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Cu multă ambiție și dragoste pentru viață, tânăra s-a regăsit și în poezie, blogging, dar și sport, care i-a oferit nu doar rezistența fizică, dar și morală, ce a ajutat-o să facă față tuturor provocărilor vieții. Atunci când înoți, deja cumva ceva se schimbă și în gândurile tale.
apare acea ordine și scapi de stresul acesta, de rutina zilnică, poate careva stres sau ceva care sunt uneori și niște gânduri, așa, poate mai, nu tocmai albe, și în urma sportului ești un alt om. Recunoaște că există numeroase probleme în țara noastră care împiedică persoanele cu dizabilități să se bucure de o viață normală. Nu avem transport public adaptat, la accesul la educație uneori este mai greu, mai ales pentru persoanele în scaun rulant. În regiunile rurale situația este mai complicată. O altă problemă, nu mai puțin importantă, este și mentalitatea oamenilor, pentru că fiecare om vrea să fie tratat de la egal la egal. Schimbările, dacă le așteptăm de sus, da, doar de la autorități, nu se știe când vor fi ele, dar fiecare este responsabil de viața sa. Visele sunt ceea ce te ține în viață, spune Victoria. Mai are multe planuri pentru viitor pe care și-a promis că le va vedea materializate într-o zi. Aș fi vrut să călătoresc mai mult și să scriu o carte, de ce nu? Concurenți carismatici și voci puternici au fost aseară la Vocea României. Încă 8 tineri au reușit să-i surprindă pe jurați, astfel au obținut șansa de a merge mai departe în concurs. Printre ei este și moldoveanca Eva Timuș, care a ajuns în echipa Irinei Rimes. Eva Timuș a ales o piesă dificilă și în același timp cunoscută în toată lumea. Chiar din primele clipe, Irina Rimes a spus că a recunoscut vocea moldovencei și, într-un final, a apăsat pe buton. Deși nimeni altcineva dintre jurați nu și-a întors scaunul, Eva a fost fericită că a ajuns în echipa Irinei. Alți 7 concurenți au arătat ce pot aseară pe scena de la Vocea României. Tot în echipa jurată din Moldova a ajuns Maria Andrici. Emoția și energia a pus stăpânire pe public odată ce pe scena a ieșit Maria Căptaru. Ea va merge în concurs cu Tudor Chirilă, la fel se întâmplă și în cazul Danei Olteanu, care a impresionat cu vocea sa puternică. De fiecare dată când a simțit potențial în vocile concurenților, Andra a apăsat pe buton și s-a ales cu 2 tinere talentate, Cristina Bodeanu și Silvia Preda. Și Silviu Murariu a obținut șansa de a participa în etapele următoare ale competiției. Iar povestea uimitoare a lui Mihnea Vâlceanu a reușit să emoționeze pe toți. Tânărul în scaun cu rotile, dar plin de ambiție, a ieșit pe scenă aseară și a întors 2 scaune ale juraților la audițiile pe nevăzute. Lupta continuă la Vocea României, iar antrenorii promit un show de neuitat la ediția de vinerea viitoare. Doliu în lumea muzicii de operă s-a stins renumita soprană spaniolă Montserrat Caballé. Artista a murit în această dimineață la un spital din Barcelona, unde a fost internat în ultimele săptămâni. Născută în 1933, Montserrat Caballé a devenit celebră în toată lumea în 56, după ce a evoluat la Carnegie Hall de la New York. A susținut pe parcursul vieții peste 4.000 de concerte și a împărțit scena cu numeroși artiști renumiți, cum ar fi Luciano Pavarotti ori Freddie Mercury.
Chiar și atunci când problemele de sănătate s-au agravat, artista a continuat să iasă pe scenă. Considerată de numeroși artiști cea mai mare soprană a secolului 20, Montserrat Caballé a fost internată în spital în septembrie din cauza unei afecțiuni de care suferea mai mult timp. Ea s-a stins la vârsta de 85 de ani. Mâine oamenii vor putea să-și ia rămas bun de la artistă, iar luni aceasta va fi înmormântată. Dacă v-ați planificat o vacanță în Italia, trebuie să știți că meteorologii de acolo au emis cod roșu de vreme rea. Mai multe zone au fost lovite de ploi puternice care au provocat inundații. Străzile s-au transformat în adevărate râuri. Au fost afectate mai ales zonele din sudul și centrul Italiei. Pentru astăzi, meteorologii au emis cod portocaliu și roșu de ploi abundente și furtună. Numeroase secvențe video surprinse de localnici au ajuns pe rețelele de socializare, din care se vede cum șuvoaile puternice au umplut străzile, transformându-le în râuri. Apa a intrat în subsoluri și a ajuns la primele etaje ale locuințelor, inundându-le. Piloni de electricitate au fost doborâți, iar câteva localități au rămas fără curent electric. Cei prinși de furtună au cerut ajutorul salvatorilor. Sinopticienii italieni spun că vremea rea va fi și în următoarele zile, așa că autoritățile se așteaptă la pagube materiale mari. Moment penibil pentru Donald Trump, acesta a fost surprins cum intră într-o aeronavă militară având o bucată lungă de hârtie igienică lipită de talpa pantofului. Momentul a fost filmat de un martor, iar imaginile au ajuns în scurt timp virale pe internet. Trump a avut o săptămână grea, spun unii, traversând țara în lung și în lat. Și pentru că cel mai probabil era foarte grăbit să urce în avion ca să ajungă acasă, a luat și suvenirul cu el, care a fluturat cu fiecare pas făcut. Invazie de păpuși gigantice într-un oraș din Marea Britanie, acestea s-au plimbat pe străzi fiind mânuite de actori spre deliciul publicului. Marionetele de dimensiuni impresionante au fost aduse de o companie franceză care a creat un spectacol pe cinste. Această păpușă uriașă a prins viață pe o plajă în apropiere de Liverpool. Având o înălțime de peste 15 metri, a fost ridicată și mânuită cu multă dibăcie de zeci de păpușari. O mulțime de oameni a urmărit show-ul. Între timp, pe străzile din apropiere au apărut și alte marionete gigantice. It's an amazing, amazing day, full of loads of art, and the giant is something that's never really kind of seen before, so it's something absolutely new. And it was really, really nice, like the music and everyone being so happy. Cei mici au roit în jurul acestui câine. De parcă ar fi fost viu, patrupedul s-a plimbat pe străzi, dând din coadă și chiar a băut apă. Marionetele gigantice au fost aduse de o companie franceză care an de an organizează teatru de stradă și în Marea Britanie. Spectacolul va dura până mâine. Șerifii e ca și campioană în divizia națională. Tiraspolenii au un avans de 15 puncte față de Milsami și Petrocub, după meciul de astăzi dintre echipele din Orhei și Hâncești. Din prima în direcția lui Ivanov, din Ugraur, apoi este preferat, nu se ridică Fanionul și este gol! Ce început de meci, Petrocub deschide scorul! Vladimir Ambros a marcat ambele goluri ale echipei Petrocub în partida cu Milsami. Oaspeții s-au impus cu 2-1. Cele două formații au câte 38 de puncte la activ. Lidera Șerif are 53 de puncte după remiza de astăzi cu Speranța, scor 0-0. Până la sfârșitul campionatului Moldovei mai sunt 5 etape. Șerif are nevoie de un punct pentru a cuceri titlul.
Viitorul Constanța urcă provizoriu pe locul 2 în ligă. Campioana României de anul trecut a învins-o aseară pe Poliaș, scor 2-1. Portarul moldovean Denis Rusu a fost unul dintre eroii meciului. Ianis Hagi a adus-o în avantaj pe Viitorul în minutul 19. Finalul primei reprize a fost 1-5. Poliaș a obținut un penalti pe care l-a transformat Andrei Cristea. Imediat, constanțenii au ratat o ocazie imensă. Văduț a fost blocat de portarul moldovean Denis Rusu. Drăguș a șutat spre poartă, iar un fundaș al ieșenilor a respins fantastic. La faza următoare însă, Panțirul a agățat pe Drăguș în careu, iar arbitrul a dictat penalti pentru Viitorul. Jucătorul faultat a șutat, Denis Rusu a respins, însă arbitrul a dictat repetarea execuției, pentru că unul din fotbaliștii ieșeni a intrat prea devreme în careu. Ce a fost acolo? A intrat în careu Platini, bine. Golul lui Ianis Hagi a fost și cel decisiv. Viitorul a câștigat meciul cu 2-1. Poliaș a ratat câteva ocazii, iar unul din jucători, dezamăgit de șutul său, și-a rupt tricoul. Viitorul a urcat provizoriu pe locul 2 în campionatul României cu 19 puncte. Astra, CFR și Gazmetan au câte 17 puncte, dar încă nu și-au jucat meciurile etapei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul artistic Furios și Iute 6. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!